Anatol Munteanu din Băiuș nu-și mai găsește loc în casă. Eu noapte, timp de noapte, eu mă simt parcă sunt într-o sacriu. Se întâmplă după ce nevasta lui, Tatiana, l-a părăsit. El pleacă, el spune că și el pleacă la Văruia, la ăsta care trăiește amuia, de copii. O istorie foarte dortocheată, să vă spun sincer. Cu ce sunt era asta? De ce? Au mers oile, picioarele ei, așa m-am gândit. Voi trăiți într-un calvar extraordinar. Anatol povestește cu amar că femeia a plecat fără a se uita în urmă, după 13 ani de relație. Tu ești convins că ea are o relație amoroasă cu verișorul ei? Trist, trist, tare. Iată. Ce spune Tatiana despre plecarea ei din familie și de ce femeia afirmă că Anatol ar fi vinovat de separarea lor? De ce 13 ani nu a fost înregistrată căsătorie oficială? Dar copiii înțelegeau că tu ai venit, uite, să-i lepezi, așa cum zici. Da, da. Aici, Moldova, la Opt Țara. Doar la One TV.